Spațiul cosmic ne fascinează. Este puțin înțeles, uneori misterios, iar de aici până la povești și mituri mai este un singur pas. Deci, nu este surprinzător faptul că speculațiile și zvonurile abundă amatorii de astronomie. Astăzi vom intra în câteva dintre aceste mituri și vom încerca să scoatem la lumină adevărul pentru a nu mai exista confuzii. Ești nou pe aici? Nicio problemă! Noi postăm content informativ și avem pe canalul nostru o mulțime de videoclipuri interesante și îți recomandăm să le explorezi. Nu uita să apeși pe butoanele de like și de subscribe. E un gest mic care înseamnă mult pentru noi. Marele zid chinezesc este vizibil din spațiu. În anul 1754, anticarul britanic William Stukeley a menționat într-o scrisoare faptul că zidul lui Hadrian e întrecut doar de marele zid chinezesc, putând fi văzut de pe lună. În anul 1895, Harry Norman, jurnalist englez, a citat același lucru într-un articol de ziar. După anii 50, mitul a început să se răspândească, deși el a fost demontat de toate misiunile spațiale care au ajuns pe lună, echipajele spunând că marele zid chinezesc nu este vizibil nici măcar de pe orbită. Sahara este cel mai mare deșert de pe Terra. În afară de deșerturile nisipoase și călduroase, există acele zone aride din lume, precum cea din Antarctica. Aici ca 2 metri de precipitație anual, pe uscat trăind doar câteva animale. Având 13,98 km pătrați, în comparație cu deșertul Sahara, care are 9,32 km pătrați, zona aridă din Antarctica este cel mai vast deșert din lume. Soarele este galben și este o minge de foc. Dacă o persoană privește lumina solară după amiaza, va spune că este galbenă, însă lumina redată este de fapt albă. Atmosfera care se află între ochii persoanei și soare face ca steaua să pară galbenă. Gazele curbează lumina printr-un efect numit împrăștirea Rayleigh. Prin acest efect, cerul pare albastru și oferă răsăritului și apusului culorile sale vibrante, de oranj și roșu. Soarele nu este o minge de foc pentru că nu arde, ci strălucește. Aceasta poate fi o diferență nesemnificativă pentru omul obișnuit. Căldura solară este determinată de reacții nucleare, nu de reacții chimice, așa cum este focul. Partea întunecată a lunii. Acesta este unul dintre cele mai răspândite mituri despre spațiul cosmic. Mulți oameni sunt convinși că luna are o parte întunecată, pe care soarele nu o luminează niciodată. De fapt, partea întunecată a lunii se referă doar la acea parte a satelitului Pământului, pe care noi nu o vedem niciodată. Într-adevăr, o singură și aceeași față a lunii este vizibilă de pe Terra, deoarece luna și planeta noastră au rotațiile sincronizate. Așadar, există o parte a lunii invizibilă de pe Terra, însă aceasta a fost fotografiată și cartografiată cu ajutorul sondelor spațiale. Deci, doar pentru că oamenii n-au văzut-o niciodată, nu înseamnă că această față nu este luminată niciodată. De fapt, datorită mișcării de rotație, ambele fețe ale lunii sunt luminate alternativ de soare. Muntele Everest este cea mai mare formațiune de pe planetă. Muntele Everest este cel mai înalt de deasupra nivelului mării. Bazându-ne pe altitudinea vârfului, cea mai înaltă formă de relief este insula Hawaii, cu vârful Mauna Kea. Muntele Everest are o înălțime de 8849 metri deasupra nivelului mării, în timp ce Mauna Kea are doar 4205 metri înălțime deasupra nivelului mării, însă muntele din insula Hawaii se extinde 6004 metri sub nivelul mării. Astrologia îți poate prezice personalitatea și viitorul. Astrologii susțin că pot prezice viitorul urmărind mișcarea planetelor și a soarelui, fapt pe care 50% din populația planetei îl crede parțial, iar 2% din populația planetei se bazează pe aceste predicții. De-a lungul timpului, cercetările științifice care au dorit să certifice existența astrologiei au eșuat. Un studiu din 1985, publicat în revista Nature, este notabil deoarece în cadrul acelui experiment, cercetătorii au studiat predicțiile unor astrologi de renume asupra unui grup de persoane non-părtinitori. Omul explodează în spațiu. Greșit! Omul nu explodează dacă este aruncat în spațiu fără costum de protecție. De fapt, omul poate supraviețui fără niciun efect advers până la 30 de secunde în spațiu. Lipsa oxigenului este motivul pentru care omul nu poate supraviețui în spațiu. Din această cauză, omul se asfixiază, nu explodează. Pământul este perfect sferic. Pământul se rotește cu o viteză de 1673 km pe oră, aproximativ 60% din viteza cu care iese din pistol un glonț normal. Inerția turtește polii și bombează ecuatorul. Imaginile cu chip de om de pe Marte. Mai multe surse au precizat că vehiculul spațial Opportunity a aprins imaginația unor oameni care susțin că mai multe pietre marțiene ar fi, de fapt, părți ale unor străvechi statui asiriene. Fața de pe Marte a rămas mult timp în imaginația publicului. Acum că avem imagini de înaltă rezoluție ale suprafeței planetei, nu există dovezi pentru a crede că fața ar fi creată de vechii marțieni. Fața de pe Marte este un caz de pareidolie, un fenomen psihologic care determină creierul nostru să vadă o față sau o altă formă familiară atunci când ne uităm la ceva necunoscut. Este necesară o gândire critică, să punem întrebări și să căutăm soluții științifice referitoare la lucrurile pe care nu le înțelegem.
După cum a spus și Carl Sagan, afirmațiile extraordinare necesită dovezi extraordinare. Diamantele provin din cărbuni. Majoritatea diamantelor nu se formează din cărbune presat. În schimb, acestea sunt realizate din carbon presat și încălzit la 144 km în interiorul Pământului. Când sunăm pe cineva, semnalul ricoșează dintr-un satelit. Acest fapt este real pentru telefoanele prin satelit, pe care le utilizează cadrele militare, dar telefoanele mobile funcționează într-un alt mod. Acestea difuzează un semnal radio și caută constant un releu de date de la turnurile de telecomunicații de la sol. Atunci când o persoană efectuează un apel telefonic, cel mai apropiat turn conectează telefonul printr-o rețea vastă. Nu poți trece printr-o centură de asteroizi. Am văzut cu toții acele scene din filme în care o navă spațială trece prin centura de asteroizi și este bombardată de aceste obiecte. Adevărul este că trebuie să ai un ghinion astronomic să fi lovit. Distanța dintre asteroizi variază între sute și mii de kilometri. De fapt, există o șansă la un milion să fi lovit de ceva în centura de asteroizi. Gândiți-vă că până acum, 11 sonde au trecut prin centura de asteroizi și niciuna nu a fost lovită. Mercur, cea mai fierbinte planetă din sistemul solar. Deși pare logic, nu este așa. Distanța dintre o planetă și Soare nu afectează temperatura medie de pe respectiva planetă. Planeta Mercur este, într-adevăr, cea mai apropiată de Soare, dar nu este și cea mai fierbinte. În timpul zilei, temperatura de pe suprafața planetei Mercur poate ajunge la 420 de grade Celsius. Cea mai fierbinte planetă din sistemul solar este Venus. Aici temperatura medie nu scade niciodată sub 462 de grade Celsius. Sunetul se aude și în spațiu. Industria cinematografică a indus multe idei greșite oamenilor. Producătorii de filme nu sunt interesați ca filmul să fie corect din punct de vedere științific, ci să atragă. Prin urmare, dacă au cheltuit un buget mare pentru o explozie în spațiu, e normal să se asigure că spectatorii aud acea explozie. Suntem obișnuiți că atunci când se produce o explozie, să auzim și un zgomot puternic. Însă, nu același lucru se întâmplă și în spațiu. Suntem familiarizați cu sunetul trecerii unei nave spațiale, a unei explozii sau altor lucruri care sar în aer în filme. Dar pentru că în spațiu nu există aer, nu există un mediu în care sunetul să se propage. Este posibil însă ca într-o nebuloasă, care este compusă dintr-un amestec subțire de gaz și praf, să se poată auzi sunete. Alte unde nu au nevoie de aer pentru a călători, precum undele luminoase sau cele radio. Apa este un conductor bun al electricității. Apa pură sau distilată nu conduce electricitatea atât de bine. Motivul pentru care oamenii se electrocutează atunci când stau în apa prin care trece curentul este oferit de mineralele cu care este contaminată. Vara este cald pentru că Pământul se află mai aproape de Soare. Iată încă un mit foarte răspândit despre spațiul cosmic. Temperaturile ridicate din timpul verii nu au nimic de a face cu apropierea planetei noastre de Soare. De fapt, înclinarea axei de rotație a Pământului este cea care creează anotimpurile. Direcția în care Pământul e înclinat nu se schimbă în funcție de rotația Pământului în jurul Soarelui. Practic, cele două emisfere sunt mereu orientate spre aceeași direcție în spațiu. Ceea ce se schimbă atunci când Pământul orbitează în jurul Soarelui este poziția emisferelor în raport cu Soarele. Mai precis, în timpul solstițiului de vară, emisfera nordică este orientată spre Soare. În aceeași perioadă, emisfera sudică se înclină departe de Soare, trecând prin iarnă. Plăcile tectonice se mișcă din cauza activității vulcanice. Zonele mai vechi ale plăcilor tectonice sunt mult mai reci și dense, provocând scufundarea lor în manta pentru a se recicla. În locul în care două plăci sunt smulse brusc, apar crestele oceanice. În acele zone, plăcile tectonice se formează din roci încinse prin convecție, ieșind prin punctul cel mai slab. Așadar, nu vulcanismul provoacă mișcarea două plăci tectonice. Trecând de marginea spațiului, oamenii devin imponderabili. Majoritatea cercetătorilor afirmă că spațiul începe la 99 de km altitudine, locul în care atmosfera Pământului seamănă cu un aspirator. Însă trecerea acestei bariere nu îi face pe oameni imponderabili. Dacă persoana se află într-o rachetă care accelerează, gravitația Pământului se va resimți. Abia în momentul orbitării, omul devine imponderabil. Și ia uite că am ajuns și la finalul videoclipului de astăzi. Spune-ne în secțiunea de comentarii cum ți s-a părut toate aceste informații inedite despre spațiu și univers.